Cum vezi situația tu? Chiar o vezi situația ta în casă? Tu ai mai multă experiență? Ai trecut, poate mă înțelegi că băieții au experiență. Tu înțelegi că faptul că ei te atacă strategic nu e bun. Înțelegi? Chiar și Ionut și Radu. Și faptul că ei în continuare se agită, demonstrează că ei chiar sunt afectați. Că dacă nu ar fi fost atât de afectați, nu făceau asta. Când excluzi o persoană, imediat o parte din public ori îți pleacă, ori îți vine aici, depinde. Și strategic nu-i bine. Dar ei sunt atât de agitați și au ceva personal cu tine și trec peste strategie, înțelegi? Că logic ar fi noi persoanele mai vechi care știm cum funcționează să ne împăcăm. Eu ce vreau să te întreb pe tine, pentru că tu înțelegi perfect, e instigare? Crezi tu că vor să se certe în continuu? Da. Cum simți? Boa. Stai lângă tine și îți dă o tensiune. Ți-aș da una. Acum? Nu, zic că acolo când vine lângă mine parcă mi-ar da una, simt eu. Păi, să uit așa cu... Păi și uite, tu... Dacă te calmezi, ești cam, uite, acum te simți atât de calm, ești liniștit. Păi, uite, tu ești calm și stai calm atât. Așa fac, dar tu nu vezi că acum se leagă de orice. Deci mă uimesc pe zi ce trece, acum nu mai vorbesc cu ei nici afară, nici înăuntru, în vestuariu. Și zic, să vedem cu ce vine acum. A venit familia mea, că mă urește familia mea. Tu îți dai seama ce a zis? Pentru că doamna Andreea nu te-a întrebat în zadar. Se vede că tu ai spus ceva la casting sau ai povestit ceva și de asta. Da, uite, hai să toate zic. Întrebările nu sunt cazuale. Doamna Andreea crede că mama mea are o putere să decidă pentru mine fata aleasă și a zis, nu este adevărat. Eu am foarte bună conexiune cu mama mea, o iubesc enorm de mult. Eu am văzut că tu ai postat poză cu mama. Da, normal, eu am super bine cu familia mea, enorm de bine. Deci, păi nu știu, ok. Atunci de ce te-a deranjat faptul că el a spus asta sau că ați vorbit în dubă pentru despre nu știu ce? Pentru că e jignit familie. Dar nu te-a jignit cu nimic. Ba da, pentru că a vorbit în locul meu. Tu spui, așa nu e adevărat. Atât. Nu e adevărat. E cuvântul tău împotriva cuvântul lui. Este insuportabil lucrul ăsta. Dar nu e atât de insuportabil. Cu atât Bianca, de multe ai experiență și te-ai călit, dar eu nu mai pot de nervi. Nu e de asta. Când ceva nu este adevărat, pe mine personal nu mă afectează, știi? Adică poate spun orice, nici pe mine, nici pe mine nu mă afectează. Te afectează dacă... atunci când te doare, când nu, nici pe mine nu mă afectează dacă mi-o zice mie. Dar vi-o zice vouă și când văd că credeți? Eu zic, nu e adevărat. Mă ia mai frustrat. Dar nu e adevărat că cred. Câteodată fetele îți iau apărare una. Că nu știu cum. Pentru că așa e arătat. Nu, ni s-a dat conexiune atunci. Robert și fiecare și-a tras concluziile lui. Uite-te la tot episodul și o să tragi concluzia diferită. Că dacă vezi decât un paragraf... Nu vreau să mă uit la emisiune, eu fac altceva. Dacă te uiți decât la un paragraf, în toate povestea nu înțelegi nimic. Păi eu nu m-am uitat la paragraf, noi eram aici în casă, fetele, și s-a dat imagine pe ecran. Da. Atât, eu nu am văzut emisiune. Ca să fie un pic de foc pe paie, am înțeles, gata. Păi n-am foc pe paie. Am înțeles. Păi și dacă ai înțeles... Și trebuie să rezolv. De ce? Trebuie să rezolv. Presupun că Bianca are... Are... Mă rog. Știu că Bianca are creierul necesar să filtreze informația pe care o primește, știi? Dar nici pe tine nu te văd prea convins când îmi răspunzi. Oh, dar nu văd nimic panic, nu văd nimic grav, gen, nu mi se pare nimic. Astea sunt jocurile lui mărșave. Înțelegi, uite-mă, din cauza la asta n-ai grătă. Sunt jocurile lui mărșave pe care nu... O problemă mi se pare faptul că... Uite, vezi dacă i-a luat apărarea? Când i-a luat-o? Acum face mie sânge rău și nu mi se pare ok din partea Biancăi. Pentru că Robert, la ce calitate de om am văzut toți că e, normal că o să se ia, o să se apuce de orice apucă. O să zică că e președent. Da, din nou, după ce abia terminasem subiectul ăsta, acum o să zică din nou chestiile astea, când abia se calmase, pentru că i-a luat azi apărarea. Ți se pare ok? Bă, a încercat așa să fie. Dar nu mi se pare ok, frate, dar nu văd de ce ar trebui să fie imparțială cu el. Probabil ne-a văzut că toată lumea îl hulăște pentru că e în ultimul hal, a zis ea să fie salvatoarea situației. Păi, și de ce a zis asta, frate? De milă. Că până la urmă e om. Și nu mi se pare, ți-am zis, frate, știa foarte bine situația noastră, știa că m-a deranjat ultima oară o chestie de genul și acum face asta. Chiar mi se pare de drăguț din partea ei. Și chiar o să mă discute pe tema asta.
serioasă cu ea. Ce slab sunt. Ce? Ce slab sunt. Nu înțelegi ce stare de bun. Ca bar n-am să joc. Retrag ce-am zis. Eu niciodată n-am avut nici cea mai mică. Dar ți-a dat intenție. O spaniolă, ai că vă palmă. Nu, palmă nu, n-am primit. Ei, hai, n-ai primit. Nu, niciodată. Niciodată? Gelozii de alea să vină să te ia, să te muște, să te pupe, să te împingă. Păi iar asta să... nu e gelozie. Nu este agresiune. Nu, agresiune. Este, nu este o agresiune dulce, îmi place. Dar niciodată n-am avut parte de așa ceva ca alte persoane care am auzit chestii. Și când am văzut că Alex a răspuns la lucrul ăla, zic, hopa, dar de ce răspunde? S-a simțit cu musca... eu i-am spus să răspundă el. S-a simțit cu musca pe căciune? Nu, Robert, ai omis un detaliu. Bine. Eu pe internet, tu gândește în capul meu ce se face. Eu cunosc un băiat. Mi-e frică de violență. Eu, în contrariu. Am înțeles, ai zis-o. Eu văd tot internetul plin de asta. Da. Ajung aici, Robert, întreabă, zic, hai, Alex, răspunde că e pentru tine. Okay. Și el a răspuns. Okay. Dacă nu... Bine, corect. Dar după aia a rămas traumatizat. N-a mai ieșit din lumea lui, uite, așa a rămas. După aia, sus, la fel, a făcut 1001 de întrebări. De ce? Pentru că eu l-am întrebat după de aia. De ce? Când au fost camerele roșii, după aia eu l-am întrebat încă o dată, să mă asigur, vrei să-mi spună cu vrei să gura zicea? Lui să-mi spună. Vrei să zicea? Eu urăsc oamenii, bine, nu-i pot numi oameni, bine, zici. Nu zic că urăști ceva. Urăsc oamenii care nu dau... urăști. Urăsc oamenii. Nu ți-i simpatici. Urăsc maxim oamenii, îi urăsc cei care dăm femei. Și eu. Eu am o traumă cu asta. Toți. Nu toți. Da? Eu, Robert, eu din, nu știu ce traume ai avut, tu crede-mă că la mine sunt mult mai grave și eu sunt prima care i-am spus și lui Alexandru, dacă mie mi-e frică de un bărbat, imediat mi se întoarce. Eu am avut relații în care era totul bine, vorbesc din punct de vedere sexual așa, și într-un moment dat, când mi-a fost frică de el, nu am mai avut plăcere să fac dragoste cu el. Uh-huh. Nu mai mi-a fost frică, un cuvânt, nu a fost așa, nu știu ce. Da. Orice, înțeles că orice. Ar putea deci să ajungă mai departe, da. Deci crede-mă că o persoană agresivă nu e pentru mine. Corect. Și primul lucru... Pentru nimeni. Depinde. Da, na. Agresivitatea doar în ring. Da, lasă-mă cu ringul ăsta. Ascultă-mă, eu urăsc persoanele astea care dau în animale și în femei, le urăsc. Am... Și în bărbați. Nu, în bărbați sunt nu. Și bărbați agresați în ziua de azi. Dacă... Nu te simți agresat? Nu. Ei, hai, las. Nu. Ai făcut până acum, mai n-ai plus pe ecran, acum gata. Ce-am pus pe ecran? Păi acum. A, nu, bărbații între bărbații, o luptă egală. Mi se pare corect. A, da. Bun. Trebuie rezolvată problema. Pentru că consider că deja nu mai ține de competiție. Asta nu e competiție. Că nu a venit să competez cu tine. Înțelegi? Că n-am cu cine, că aș vrea, dar nu pot să competez. Adică să discut pe niște argumente plauzibile și pe ceva ce se întâmplă. Omul e pe altă treabă, înțelegi? Și nu stau să-mi bat capul în fiecare zi cu tine, că eu nu sunt specialist, eu nu sunt aici să stau să mă lupt cu tine. Mă lupt să mă lupt cu fetele, dacă vrei, ne luptăm în relație, ne luptăm în alte chestii. Uh-huh. Stau să mă lupt cu tine fiecare zi, eu mă scol să vin aici în fiecare zi la fel. Păi până când? Numai aceeași situație? Mă culc și mă scol numai așa? Bă, dar numai așa mă scol. Și tot la mine e problema. Asta mă oftică, tot la mine e problema, adică tot la mine, tot eu sunt de vină pentru tot ce se întâmplă, tot eu sunt de vină. Că reacționez așa, păi sunt om, frate, am și eu gânduri, am și eu nervi întinși la maxim, până când? Sunt om, nu sunt făcut din plastic. Să stau să-l suport, cât să suporți? Bagă-l pe altcineva să vină să stea aici cu el, să vedem, îl suportă, cât îl suportă? Un om de afară îl suportă? Păi nu-l suporți. Dar ce râdea el în... Ce râdea el pe conexiune? Păi bineînțeles, pentru că știi că își face treaba cum trebuie. Cine îl învață, îl învață. Și să știe lucrurile astea, că nu... Da? Tac. Deci foarte agitați. Dar eu am spus că voi oricât ați încercat, nu mai puteți să rezolvați. Dar nu ai cum, Cristina. Spun sincer și... Băi, cum mă vedeți voi pe mine acum, eu n-am fost niciodată. Și când o să mă vadă oamenii, o să-mi sară în cap, frate. Da, Marinel, da. Oamenii ar trebui să ia în calcul și varianta asta că ei sunt nervoși că stau toată ziua cu el, dar tu stai și ziua și noaptea cu el. Ai stat și ziua și noaptea cu el. Dar de ce aveți voi impresia că am eu ceva sau am pus ceva la suflet? Am crezut că e supărat sau te simți supărat că e încheiat cunoașterea. Mai mult afectat de situații de acolo, cred. Nu am de ce, Alina, pentru că e scurt timpul în care nu ai cum să pui sentimente în două săptămâni.
măcar să prinzi drag sau să te oftice chestia asta, că nu a fost să fie. Să mă oftice, asta e, nu merge, frate, ce să zic? Mamă, ce dur ești, îmi place. Păi nu dur, dar ce pot să fac? Adică să stau să ce? Să trag de ea, să mă lingușesc pe lângă ea? Nu, băi, hai să încerc. Nu vrei, frate. E bine că ești realist. Doamne, dar ce, am murit? Am mai suferit de o stare și să uite la muritul tău sunt trei. Tu nu ești tu! Nu nimeni din dragoste. Da, ne stai liniștită. Andrei, tu dacă ții cu el, ești bun. Dacă ai cumva, adică nu ezită în a te face fals așa după 3 secunde. Ești fals. Exact. Ești vândut. Da, dacă ai luat apărarea a doua zi, ești bun. Nu mai ești fals. Fratele dar dacă spui adevărul sau spui o părere contra lui, ești fals, te-ai vândut. Exact. Și tu te-ai vândut. Și tu te-ai vândut. Și tu, și tu, și tu. Îți dai seama? Dar eu crezi că mă vând pentru niște jocuri, frate.